Consilierii locali Făgărășeni au fost convocați din nou astăzi în ședință extraordinară de îndată cu prezență fizică de la ora 12:30. E greu de crezut că lipsa bunăvoinței poate fi mai presus decât interesul pentru comunitate. Însă acest fapt a fost demonstrat astăzi de o parte din consilierii locali Făgărășeni, susține primarul Gheorghe Sucaciu. Ședința a fost organizată cu scopul de a debloca continuarea implementării a 6 proiecte de interes local, printre care reabilitarea fântânii arteziene din față a casei de cultură și reamenajarea terasei litoral, însă din anumite motive pe care nu au dorit să le exprime într-o declarație publică prin intermediul presei locale, consilierii PNL și cei de la USR s-au abținut sau au votat împotrivă. Astăzi s-a văzut clar că este rea voință, sunt acei consilieri PNL plus consilierii USR care nu vor niciun fel ca această perioadă de prelungire a programului de bugetare participativă să fie făcută. Nu e vorba de prelungirea contractului de achiziții, nu e vorba de alocare de bani, ci pur și simplu perioada de implementare. Sunt proiecte care au termen de finalizare la sfârșitul lunii noiembrie, sunt termene unde proiectele trebuie finalizate la jumătatea lunii decembrie. Ei fac lucrul acesta în perioada asta când se mai poate lucra ca aceste proiecte să fie blocate. Sunt două proiecte, două din 8 proiecte care au fost câștigate pe bugetare participativă în anul 2020. 6 proiecte au fost implementate, recepționate. Sunt aceste două proiecte de lângă cetatea Făgăraș, acea terasă litoral și fântâna Întrezeană, care au necesitat mai multe acte administrative și mai multe avize. Și mai sunt încă 4 proiecte din bugetarea participativă a anului 2020, unde executivul primăriei, având foarte multe proiecte, n-a reușit efectiv să pună în operă aceste proiecte, adică ne gândindu-ne la momentul respectiv că aceste proiecte sunt prioritare față de proiectele pe care le avem mari de infrastructură în municipiul Făgăraș. Nu avem oameni foarte mulți în aceste compartimente și ei se preocupă și își dedică tot timpul pentru a le pune în operă. Consilierii trebuiau doar să voteze o prelungire a perioadei. Atât. Într-adevăr, din procesul de bugetare 2020 au rămas două proiecte. Au fost votate pentru implementare 8 și au mai rămas 2, Fântâna Arteziană și Amfiteatru. Iar din procesul de bugetare 2021 au mai rămas 4 proiecte, fiind votate pe implementare 7, din care 3 sunt implementate deja. Nu au fost implementate aceste proiecte din cauza mai multor factori, să le spunem așa, ținând cont că suntem în arealul istoric, avem nevoie de mult mai multe acțiuni, avize și așa mai departe. Am trecut în referatul de specialitate al biroului, motivele pentru care aceste proiecte sunt în curs de implementare. Ședința o puteți urmări integral pe pagina de Facebook a Primăriei Făgăraș.